bun și bine v-am regăsit la episodul 3 din Aventuri în pădure. Vizionați episoadele precedente pentru a afla continuarea acestui videoclip. Da. Deci astăzi o să mergem într-un loc nisipos, din câte am înțeles. Cosmin, știi drumul? Eu sunt mai paralel. Eu mă gândeam să mergem tot pe acolo prin deal, dar nu știu pe unde vrea să mergem Cosmin. Deci o luăm tot înainte. Și tura trecută, în episodul precedent, în episodul 2, am făcut dreapta. De această dată o să facem stânga. Vizionați episoadele precedente, ca să aflați despre ce-i vorba. Da. Da. Why not? Adică, bă, ține abonați, da. Episodul trecut am luat-o pe aici. Da, prin dreapta. Prin Vali. Vă recomand să-l vizionați, a fost foarte, foarte tare. Da, nu vă arăt, nu vă arăt. Vizionați episodul precedent ca să aflați despre ce-i vorba. Te duci la unde... Nu știu. Eu sunt paralel la ecuat. Mom, ne interesa și pe aici, bă. Am putea să mai urcăm pe acolo. Să se casă rostogol la vale. Taci. Bă, mișto. Am găsit o floare mișto. Și sunt mai mulți aici. Bă, dar ce multe sunt noi. Știu, dar miros frumos. Stai. Zic la el. Mi s-a dat o mână. Ia. Ah, miroase frumos, dar miroase și tu că pute. Dar ce pute, mă? Știu. De mișto pe aici, Iliu. Iliu. Mișto să vă fac ăsta, așa zici că magnet sau nu. Bă, dar chiar, mă. Nu, hai, mă. Fain. Bă, ce mișto să ia. De aproape. Mamă. Hai, bă, aproape. Bă, uite-o la copacul ăsta. Doi, mulți copaci. Știu, așa. Nu știu, aruncat, că zic așa. Bă, dar aici ai tu cu partea aia, nu? Știu, din episodul precedent, nu mai filmam acolo, ca să... Da. Foarte mult urmă, m-am urmitat deja. Bă, da, ăsta-i drumul care mergeam, care știam eu? Nu-mi pierde, mamă, ce mișto aici. Mamă. Cosmine, dacă cade aici, te-a plăcea? Mamă, bă, ești nebun, zici că e ca o scară, îți coborea anume în jos, ești prost? Da. Bă, dar dă-i de aproape să-i văd ca lumea, ești nebun. Stai să filmez mai bine? Zici că e ca o scară să mă văd. Copaci ăștia, așa. Nu. Haide. Uite, vezi copacul ăla? Da, acolo pare interesant să te duc. Stai puțin. Episodul următor, cred că mergem aici. Da, fiu aici. Pe aici, episodul următor. O să vedeți. Hai. Bă, cred că asta e tot din partea aia, nu? Ok. Asta. Ce de genul? Asta. Că e tot drum. Hai să o luăm tot înainte, adică ce avem de pierdut în afară de viața? Mă, uite-o leacă sus. Ce avem de pierdut în afară de viața noastră? Ce ai zis? Ce avem de pierdut în afară de viața noastră? Bă, găuri de vulpi. Iarăși unde? Uite. Pe bun, iar. Uite, mă. Lol, mamă, dar ce mare e aia! Mamă, ia de telefon! Mistreața! Ia-te o leacă cu aia! Hop! Stai așa, deci, unde-i gaura? Ce-i? Acolo! Da, lângă copac. Mamă, deci o să mă duc acolo! Mai grijă, poate ies ceva acolo. Eu stau jos aici! Holy shit! Mă, bă, telefonul! Fraților, deci eu intensitate! Au, nu pot. Bă, deci dacă e o vulpe pe aici, bă. Bă, tu știi ce frică mi-e? Bă, și mai e un acolo să-mi pare. Stai așa. Acolo se referă Cosmin. Ar putea să mai fie și acolo o gaură. Vreau să vedi că e o umbra aia. Bă, da, de aici așa stai. Bă, dar ceva fugim, da? Dă-i ran în puii mei. Ran. Mamă, dar ce adânc îi, coaie. Și ce largă! Tu știi ce ferică mi-e, bă? Așteptați bine! Nu mă aproape! Fraților, vă vedeți ce nisipos e acolo? Asta vreau și să mă spun și acum! Bă, să mi-e de să da! Băi, dar e adâncă, dar nici nu zici că e de vulpi! E cu două tunele, pleacă în stânga și în dreapta! Nu știu dacă se vede așa! Uite, în stânga și pleacă și în dreapta! Dă-mă aproape noi. Hai să continuăm drumul.
Ne-am luat cel mai mare schem din viață, fraților. Și... e o gaură cu frunzi din ea. Dude, deci... a, oh! Fraților, vă vedeți? Cred că aici o vreo vulpile să-și facă o vizuină cu două drumuri. Cu două tuneluri. Și, nu știu, a fost prea nisipos sau nu-mi dau seama. Și n-am mai continuat. Pe sau... pe bune, dar nu mai frunzi aici, vino să vezi dacă nu. Bă, nu mai frunzi, ești bă, ce schem, dude. Bă, dar se vede mișto. Bă, tu vezi ce schem. Bă, dar chiar, mă. Cel mai mare schem. Bă, deci chiar am crezut că e de acolo. Și acolo e... acolo e numai vreo apă. Da, mică. Da, dar filmează și acolo. Bă, dar mi-a fost o leacă frică ești pe ăsta. Cred, bă. Hai să continuăm. Îi precedez telefonului lui Cosmin. Acum să coborăm jos. Ok. Fraților, acolo am fost noi lângă gaură. Bă, știi că eu ieri seara am făcut baie și acum mă bag prin... nu-i bag baie, că ce-am prin făcut? Prin să, prin... ce-am făcut acolo? Dar ce are ghesul? Bă, mă avem pe undeva să mergem. Știu ăla, negră, ca-l patrulea episod. Bă, cât a găuroiul! Taci, din gură, poate să fii mistreț aici. Aici poți fi mistreț. Tu-l vezi? Da. Fraților, voi vedeți cât a găuroiul? Hai de capul meu, ce frică mi-e. Dar nu pe ce mamă, bă! Zici că-s podurea nu mi-e făcut aici. Da, bă. Și jos e apă. Păi, și, bă, dar mi-o frică aici. Bă, dar nu pe ce eu am lăsat pe aici. Alt schem, băieți. Al doilea schem. Bă, dar tu vezi ce e aici? Păi, ești prost. Ce? N-ai, bă. Bă, dar ne-a mai luat un schem, deși da, e antenă. Bă, dar uite-o la clasia. Ce? Da, fraților, vă vedeți ce mișto, zici că-s poduri, așa și... Jesus! Cred că o să-i dau din nou telefonul lui Cosmin până găsim altă chestie mișto. Că lui o leacă frică. Adică eu-s mai... ce mă? Eu leacă frică, Gianni. Dacă îți dau să ia telefonul, ți-ar fi fost frică să vii până aici. E, aici, da. Mă, dau... ce fain, mă, sunt ca niște poduri. Dacă mai găsim ceva smecher cu fricosul de Cosmin... Bă, mai știi... când au bătut toate vânturile tale, ăștia au căzut din rădăcini și s-au dus aici. Ce m-am speriat? Ce? Eu soat așa și credeam că nu știu ceva mi-i trebuie. Bă, dar uite cât a trebuit acolo să mă bat, să mă bat. Mă, mă! Pe asta, mă, știu, bă, Romeo, Johnny. Auto la ea ce putre... mamă, ce v-ați venit? Bă, poate mi-le dai pe mine, ai! Bă, să știu ceva, bă, bă! Bă, bă! Ce mă? Dacă te duci jos, eu nu te iau! Coate, știi ce m-a speriat, știi de ce? Am văzut păiale, Jean. Bă, poate să duci asta jos și mai putem să mergem pe acolo. Pe drumul ăla, să o luăm. O luăm pe aici. Și ne bun, poate când ne-mi drag cu pici. Da, n-am cum. Bă! Bă, rupi mirei! Marele supe o forță aici? Bă, dar ce mare, mă! Știu! Da? Loc. Da. Stai, bă, stai pe să sară și alu au oameni. Bă, dar nu știu, mai... mă cred ca ceva. E bune? Furnică. Bă, dar ce frumos ești, mă. Știu. Aici ajunge într-o păduri de schimbă, așa. Bă, știi că pe video, gropile astea se pară așa mici, dar în realitate e mare. Da. Pe două secunde mă gândeam că vin la tine, acasă. Bă, aici ai zis, ai podul mișto. Bune? Uite, zici că cărarea nu mi-a... Ia telefonul, că eu nu mă apropi, că da. Mi-e frică. Zici că cărarea nu mi-a făcută. Nu scap, sper. Fraților, voi vedeți? Aici zici că e un pod. Eu văd acasă. Trebuie de preocupat. Și pe aici zici că cărarea e făcută, efectiv. E, dar n-a zis că... deci acolo zici că chiar e un pod, what? Ce mișto, bă, dar-s curios ce mai ești pe aici. Mamă, cum stă copacul ăsta, ești prost. Bă, și-i păruș, e păruș aici. Uite, bă, cum stă copacul ăsta, lung. Jeez. Bă, aici ai...
ai... Mamă, bă! Ce abrupt! Ce abrupt e aici, bă, și ce, ce mișto! Păi ești mie! Și adânc, fraților, voi... De aici, pe video, o să se vadă că e foarte aproape, mică groapa, dar e adâncă. Băi, deci adânc rău. Scuzați-mi româna de baltă. Și pe acolo e o cărare de porci sau de câini, cel mai probabil. O vezi? Da, da. Acolo așa de, așa de sus în jos. Dar cu păzit un porc de acolo sus. Nu mori. Cel mai probabil. Mănânc ce n-ați porcii cu pare. Mamă, dar mișto mai se vede. Cred că o să-i dau iarăși telefonul Cosmin. Poate alte tură să explorăm pe acolo. Depinde de susținerea voastră. Poftim, Cosmin. Bă, nu de susține, cred că o să strângem alaică. Bă, cum ajunge? Da, bă, deci cu... Mamă, ce frumos e aici așa abrupt. Bă, da, ce fină-i, deci nu cred, cobor acolo. Bă, deci, bă. Bă, dar-i prea mișto, frate. What the hell, așa arăt, aș vrea să arăt. Oh my god, ce mișto e, frate. Băi, ești prost la cap, dar ce mișto e pe acolo, bă. Pe bune? Da. Scuzați-mi coronavirusul. Cam pe aici iar, așa, ia două leacte fără. Dar sunt întunecate și prin col. Pe aici, oameni buni, nu prea mai este chestii faine. Vino tu. Bă, da, ce mișto e aici. Samba, fior, ce gros și mișto e copac aici. Mamă, bă, ce fain se vede, bă. Scuzați pe Cosmin, e fricos, e frică de înălțim, n-avem ce să facem. Se mai întâmplă și cu frica de înălțim, că să fânai, că să fâ, da. Bă, da, mișto, mai se vede, uite, iar cărarea aia de... Mari, știu. Mamă, deci vreau să mă mai uit, frate, e prea mișto, bă! Mamă, ce mișto e aici! Ce mă? Auzi la el să-l dăm pe... Ia auzi la Cosmin să-l dăm pe ăsta jos, fraților. Voi vedeți ce gros e... Doamne! Cosmin ăsta... Poftim. Nu văd nimic. Bă, dar văd acolo așa iarăși un fel de gropoi mare. Bă, cum e mișto copacul ăsta. Și acolo am avea ceva de filmat. Ce mișto se vede și pe aici. Am vedea noi doar dacă am face măcar peste 10-15 like-uri, pui mei. Da. Mă îndoiesc că face nici... Mă îndoiesc că am face noi măcar 10-15 like-uri. Da? Puii mei. Deci dacă facem 15 like-uri, explorăm partea aia. Prin partea aceea. Vedem noi cum coborăm pe aici, ne riscăm și viețile. Pentru voi. Bineînțeles, poftim Cosmin, mai filmează și tu. Da. Tec? Bă, da, a mers o leacă. Că avem ceva din întoarcem la voi. Știu. Vino să filmez când dau un copac. Ia stai. Cade! Da, nu? Stai. Ce, stai. Așa. What the fuck? A căzut la fraților. Bune? A, eu n-am văzut deloc. Bă, pe 2 secunde, când ai aruncat, s-a văzut o creangă cum te ia de chicior. LOL. Da. Nu cumpăr acolo, ești prost. Bă. Bă, ce poate e? Poate bă, la chiar e ca un fel de podă. Bă, eu zic să oprim aici video și să ne întoarcem. Dacă... Mai avem mult de explorat pădurea asta, știi ce? Deci mai da, mult. Să dați un like, subscribe și să vă abonați. Nu uitați, Sergio Shadow X și la Cosmin Gaming. Da, Cosmin Direct Gaming. Da. Am o poză cu Mario. Cam asta a fost videoclipul din Aventuri 3 în pădure.
până data viitoare, nu uitați de like și de subscribe. Pa, pa! Da.